Bine v-am găsit, Tulei. Voi face etalarea runelor pentru sfârșitul de săptămână, sâmbătă și duminică, 10-11 octombrie 2020, cele două rune pentru zodia Leu. Prima lună e bună și a doua. Să vedem ce reprezintă a doua. Ia uitați, e karma dumneavoastră. Ce frumoasă este! Deci, momentul acesta, Gifu, este al vostru. Este o rună prețioasă, o rună care arată un dar. Un dar material, un dar spiritual, o declarație, o cerere în căsătorie. Este un aspect karmic. Aveți aici Veirt, care este o rună, runa lui Odin, deci o rună karmică. Am zice că acesta este un aspect benefic, o rună prețioasă care vă este destinată, este a voastră. Acest moment este un moment de fericire, un moment benefic. Toată lumea se bucură de un dar, că este spiritual, că este material. Deci, toată lumea se bucură de un dar și voi, la rândul vostru, vă bucurați de acest dar. Și este ce este destinat pentru voi. Deci acest dar este al vostru, este destinat pentru voi. Deci este destinat, vă este vouă destinat. Vă doresc numai bine. Adică este foarte scurtă etalarea, tocmai pentru faptul că nu am ce să spun, aceasta este karma voastră, ce vă este destinat să se întâmple. Nu puteți să interveniți, nu puteți să schimbați. Și aceasta este o rună prețioasă, o rună benefică, o rună care arată cam rar iese, la fel cum e și Wunjo. Deci destul de rar iese, dar când apare, apare ca un dar. Deci este o rună care arată un moment benefic pentru voi, un moment care este al vostru. Deci vă doresc numai bine, un sfârșit bun de săptămână.